tuturor, da, așa este, meteorologia anunță atât astăzi cât și mâine o vreme caniculară, așa că protejați-vă cât de mult puteți. Haideți să vedem cât de puternic va fi soarele prin țară. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi foarte, foarte caldă. Temperatura maximă va ajunge până la 33 de grade, atât în Baia Mare cât și în satul mare, iar șansele să plouă vor fi reduse. Ne vom bucura de o vreme și mai caldă în Crișana, unde astăzi valorile termice vor fi cuprinse între 34 și 35 de grade. Dacă locuiți în Banat, sper că v-au răcorit ploile de zilele trecute, pentru că astăzi șansele să plouă vor fi reduse. Avem parte de un cer variabil spre senin și de temperaturi ce vor ajunge până la 36 de grade, atât în Timișoara cât și în Reșița. În Oltenia, o vreme caniculară, o vreme deosebit de caldă astăzi. Temperatura maximă se va încadra între 37 și 39 de grade. În centrul teritoriului, în Transilvania, vremea va fi la fel, foarte caldă pentru această dată. 30 de grade se vor înregistra în Sfântul Gheorghe și 34 de grade în Sibiu. În zona montană înaltă este posibil să plouă slab în a doua parte a zilei. În Moldova, vreme foarte, foarte caldă de asemenea, cu valori termice ce se vor înregistra între 34 de grade în Botoșani și 37 de grade în Galați. Vreme foarte caldă pentru această dată și în Dobrogea, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 34 de grade în Tulcea și 35 de grade în Constanța, așadar o vreme foarte, foarte frumoasă pentru stat la plajă. În Muntenia, după cum vedem, după cum transpirăm cu toții, astăzi va fi o vreme caniculară cu valori termice deosebit de ridicate, temperatura maximă va ajunge până la 38 de grade. În capitală, de dimineață se înregistrau 24 de grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 37-38 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În weekend, mâine, temperatura maximă va ajunge până la 40 de grade, dar duminică se va răcori un pic, că avem parte de 33 de grade. Cam atât despre vreme, să aveți un final de săptămână excelent. Mulțumim tare mult, Flavia Fier.